De câte ori nu mergeți pe stradă gârboviți, apăsați de greutățile vieții sau la volan ori pe scaunul la calculator cu umerii aduși? Și una dintre cele mai frecvente greșeli de postură este aceea în care stăm relaxați pe o parte, pentru că ni se pare nouă că e mult mai comod așa. Total greșit! Tibi ne învață astăzi ce trebuie să facem. Mi-am încredințat, practic, sănătatea. De cele mai multe ori, poziția pe care noi o considerăm comodă la volan nu este cea corectă, ci este postura care ne afectează mai multe grupe de mușchi. Ne explică Tibi. Ce se întâmplă este că foarte mult avem tendința să ne lăsăm scaunul pe spate și atunci când lăsăm scaunul pe spate, întindem foarte mult picioarele și poate că nu o să ajungem spatele exact foarte lipit. Ceea ce se întâmplă este că creăm la momentul ăla o presare a părții lombare. Adică pur și simplu facem o gaură mai mare la nivelul abdomenului. Și stricăm coloana. Și stricăm coloana, într-adevăr, stricăm coloana, pentru că la nivelul lombar noi suntem adaptați să facem o extensie. Adică fetele din gimnastică care se lasă foarte mult pe spate, ele de fapt fac o chestie naturală, antrenată, dar naturală, pentru care noi suntem adaptați. După care, de aici, nu putem sta pe spate pe toată lungimea spătarului, atunci avem nevoie să ne ducem în față. Și atunci ne ducem în față și ne poziționăm aici. Și eventual ne mai posăm pe o fesă sau pe cealaltă, în funcție de cum este mai comod să stai. Pe zi petreceți în fața calculatorului? Multe, nu-i așa? Este musai ca după o oră să vă ridicați și să faceți un pic de mișcare. Oricât de confortabil v-ar părea scaunul din fața computerului, este bine să țineți cont de niște reguli. Încercăm să facem un pic de stretching, să facem un pic de mișcare, să ne mișcăm, să dăm voie corpului pentru că se rigidizează într-o formă. Și ne ridicăm, ne întindem un pic. Într-adevăr. Și pur și simplu atenuez efectul jogului, că până la urmă nu poți să schimbi jogul, că asta este viața, dar măcar o poți îmbunătăți poziționarea. Mi-ar plăcea ca de fiecare dată când merg pe stradă să-mi amintesc să stau dreaptă, să uit de umerii aduși. Tibi, mă ajuți? Partea emoțională influențează foarte mult modul în care noi ne poziționăm în spațiu și atunci lucrurile astea se întâmplă ca să afecteze postura. Exteriorul nostru, interiorul, va exterioriza către corp în sine. Dar de aici până la pune pe anumite probleme pe articulații este o chestiune, un pas foarte. Eu vă spun de lăsare. Nu ne dorim suficient de mult ca să fim înalți. Ok, și aici este un lucru care le spun tuturor clienților mei. Grow up. Am început să discutăm și am constatat că sunt niște lucruri pe care în mod normal singur nu le poți rezolva. Când stăm în picioare, ne vine natural să ne așezăm așa, dar nu, este incorrect pentru că distrugem coloana. Deci să stăm în jos, mai bine ne împingem în sus, greșit, oricum stăm greșit, dar măcar o facem în sus, nu o facem în jos. Un pic mai bine. Un pic mai bine. Poziționarea incorrectă este cu vârfurile în exterior și picioarele ușor în X. Care e poziționarea corectă? Plecând de la picioare. Vârfurile înainte, genunchii ușor îndoiți. Ușor îndoiți, da? Genunchii ușor îndoiți și niciodată nu lăsăm genunchii să se apropie, ci genunchii ușor către exterior. Da. Așa? De aici o să stăm cu bazinul cât mai perpendicular pe sol, adică fără să ducem, facem fundul ăsta de rață. Da, da, da. Așa? Da. Fără fundul ăsta de rață. De aici o să ridicăm pieptul, fără să tragem de umerii spate. Pur și simplu ridicăm pieptul și lăsăm umerii să cadă. Și asta înseamnă, de fapt, o poziție în care noi ne menținem verticalitatea. Paradoxal. Mm-hmm. Te gândești să stai relaxat și stai cât mai stresat încercând să stai relaxat. Într-adevăr, așa este. Numai că ceea ce se întâmplă în cazul celor 10 ședințe este că începem sistematic de la nivelul picioarelor până la nivelul gâtului, o contracție constantă și corectă a mușchilor necesare menținerii poziției drepte. Da? E un curs care ține... Durează 10 ședințe, sunt 10 ședințe, maxim se pot face 20 de ședințe.
În 10 ședințe tu mă înveți pe mine cum să stau corect? În primele 10 ședințe se învață poziționarea în picioare corectă și din poziționarea în picioare se poate adapta versiunea asta în care să stăm și pe scaun și în mașină. Este focusul pe mișcare și focusul pe ceea ce faci în sine, nu neapărat cantitate, volum. Deci nu așa, garantez că după 10 ședințe, un neavenit ca mine va sta corect pe stradă, la volan, la calculator? Probabilitatea este de 99%.